Știu că uneori pare că ar fi lungă, infinită, însă adevărul e că viața e scurtă. Niciodată nu știm ce ne poate aștepta a doua zi și totuși amânăm să trăim cu adevărat. Ne spunem că avem suficient timp, că de mâine vom trăi mai frumos, mai palpitant, că de luna viitoare vom căuta un job mai bun. Lăsăm promisiuni după promisiuni spre viitor, însă de cele mai multe ori ele rămân doar vorbe în vânt. Cât de ușor ne amăgim, ne furăm singuri și ne întrebăm totuși de ce suntem nefericiți. E momentul să acceptăm o dată pentru totdeauna că cel mai bun moment pentru a face o schimbare în viață este invariabil și este acum. Chiar dacă nu putem să ducem la capăt totul într-o secundă, important e să începem. Nu e greu, înțelegi de fapt cât e de ușor, dar parcă ceva te ține în loc. Știu cum e, am trăit și eu aceeași stare de imobilitate, într-o zonă de fals confort, oferit de obiceiurile de zi cu zi. Cum ar fi să măsori viața în zile care au contat cu adevărat pentru tine? În care ai învățat ceva nou, în care ai făcut ceva nemaipomenit, în care te-ai îndrăgostit, în care ai vizitat locuri noi, în care ai râs cu gura până la urechi, în care te-ai bucurat cu adevărat de viață. Ți-ai dat seama că din acei X ani de când respiri, ai trăit puțin. Chiar foarte puțin. Te concentrăm de multe ori pe un țel sau altul și sărim zile din viață așteptând momentul în care vom obține un lucru. Nu vorbesc ca o persoană care trăiește o viață extraordinar de palpitantă, ci ca o persoană care a înțeles banalitatea în care se scaldă până nu de mult și care se zbate în fiecare zi să iasă la lumină. Există, din fericire, oameni care, prin vorbele, poveștile, demersurile lor, încearcă să-i ajute pe cei rătăciți pe cărările vieții, care merg cu ochii închiși să vadă cât de ușor să trăiască frumos. Momentul când simți că ceva nu merge în viața ta, că nu ești fericit și împlinit, că ceva lipsește, este momentul să începi un proces de transformare. Un proces prin care să renunți la anumite obiceiuri și să începi altele noi. Nimeni nu poate să meargă înapoi în timp pentru a avea un nou început, dar oricine poate începe chiar azi să-și facă un nou sfârșit. Dar înainte de a face o listă cu lucruri pe care să începi să le introduci în viața ta, hai să vedem o listă cu lucruri la care ar trebui să renunți. Nu pentru că așa spun eu, ci pentru că de-a lungul anilor și de-a lungul experiențelor multor oameni, pentru că a fi înțelept înseamnă să înveți din greșelile altora, aceste lucruri s-au dovedit de rău augur. Îți pot afecta viața într-un mod negativ. Viața este prea scurtă pentru a petrece timp cu oameni ce evocă o energie negativă. Știi tu, sunt acei oameni care nu fac altceva mereu decât se plângă de problemele lor, fără să facă ceva pentru a-și le rezolva. Cei care nu te ascult niciodată, care nu te ajută decât atunci când e interesul lor, care critică mereu pe alții. De asemenea, nu insista să fii prieten cu cineva care nu vrea asta. Nu ar trebui să te zbați pentru un loc la masă. Meriți pe cineva care să te apreciezi să fie alături de tine atât la bine, dar și la greu. Mai bine, mai puțin prieteni, dar de calitate decât mulți și nepotriviți. Cea mare provocare în ziua de azi să fii tu însuți într-o lume care încearcă să te facă să fii la fel ca toți ceilalți. Cineva întotdeauna va fi mai drăguț, mai inteligent, mai tânăr, dar niciodată nimeni nu va fi tu. Nu te schimba doar ca oamenii să te placă. Fii tu însuți și persoanele potrivite te vor iubi pentru ceea ce ești. Să faci ceva și să greșești este de 10 ori mai productiv decât să nu faci nimic. Fiecare succes are o urmă de eșecuri în spatele lui și fiecare eșec te duce mai aproape de succes. Vei ajunge să regreți mult mai mult lucrurile pe care nu le-ai făcut decât pe cele pe care le-ai făcut. Cel mai mare critic al unui om este el însuși. Se poate întâmpla un moment dat în viață să iubești omul greșit, să alegi decizia greșită, să plângi pentru greșelile pe care le-ai făcut, dar un lucru e cert. Poți învăța ceva din orice greșeală. Cu toții facem greșeli, avem dificultăți și regretăm lucruri din trecut. Dar tu nu ești suma greșelilor tale și nu ești suma dificultăților tale. Tu ești aici, acum, cu puterea de a-ți modela ziua și viitorul. Iartă-te pentru ceea ce ai greșit și fii recunoscător pentru lecțiile pe care le-ai învățat din acele greșeli. Mulți oameni achiziționează lucruri pentru că ei cred că asta îi face fericiți. Dar adevărul este că ceea ce te vor face cu adevărat fericit sunt experiențele, dragostea și pasiunile. Poate nu toate puzzle-urile vieții tale se potrivesc perfect, dar mă îndoiesc că nu există absolut nimic pentru care să fii recunoscător în viața ta. Indiferent cât de rău sau bine ție, trezește în fiecare dimineață fiind recunoscător pentru viața ta. Chiar și lucrurile mici contează. Întotdeauna am fost de acord că atunci când critici pe cineva, de fapt spune niște lucruri despre tine, nu despre ei. Toată lumea are imperfecțiuni, defecte, toată lumea face greșeli. Când nu-ți place ceva, trebuie să te îndepărtezi. Focalizează-te pe ia-ți o ocupație care nu-ți permite să îți rămână timp să îi critici pe alții. Până la urmă, dacă nu ai ceva bun de spus, mai bine
nu spune nimic. Dacă încerci să controlezi totul și apoi să te îngrijorezi de lucrurile pe care nu le poți controla, te setezi pe o existență plină de frustrări. Unele lucruri este dincolo de controlul tău, dar poți controla cum reacționezi la ele. Viața oricărei persoane poate avea atât aspecte pozitive cât și aspecte negative și depinde de tine pe care aspecte îți concentrezi atenția. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să renunți la lucrurile pe care nu le poți controla și te focalizezi pe cele pe care le poți controla. Cei mai mulți dintre noi ne simțim confortabile acolo unde ne aflăm, chiar dacă întregul univers se schimbă constant în jurul nostru. Dar schimbarea e bună și fără schimbare nu poți evolua. Să accepti asta e vital. Doar atunci când te schimbi, evoluezi, te dezvolți și începi să vezi lucruri pe care nu le-ai mai văzut. Nu uita că indiferent dacă o situație e rea sau bună, se va schimba. Este singurul lucru pe care te poți baza. Îndrăgostește-te când ești pregătit, nu când ești singur. Este mai bine să fii singur decât să ai o companie neplăcută. Nu trebuie să te grăbești. De-a lungul timpului mi-am dat seama că dacă ceva este menit să se întâmple, se va întâmpla. La momentul potrivit, cu persoana potrivită. Nu intra în relații toxice și ieși din ele dacă te afli într-o relație toxică. O relație înseamnă respect, comunicare, iubire, apreciere și sprijin. La un moment dat în viață vei realiza că toți cei pe care ai întâlnit au avut un rol în viața ta. Unii un rol major, alții o influență mai mică. Unii te vor testa, te vor face să descoperi lucruri noi, pasiuni noi, unii te vor folosi și alții te vor învăța. Oamenii sunt diferiți și tu ești diferit față de acum 3, 5, 10 ani. Când permiți urii să pătrundă în inima ta, întreaga ta existență se întunecă. Ce oferi aia primești? Oferă dragoste și vei vedea diferențele. Atunci când urăști pe cineva să cauți răzbunare, nu faci altceva decât să te hrănești pe tine însuți. Iertarea nu înseamnă ceea ce mi-ai făcut e ok, ci înseamnă deși sunt rănit, nu o să las ce mi-ai făcut să-mi afecteze viața. Iertarea înseamnă de fapt să te eliberezi de acea persoană. Și nu uita că iertarea nu e doar pentru alții, ci și pentru tine. Iertarea de sine e una dintre cele mai importante practici într-un proces de transformare personală. Nu trebuie întotdeauna să pretinzi că ești puternic. Nu trebuie să dovedești că totul va fi bine, că nu ești afectat de nimic. Nu ar trebui să fii îngrijorat de ceea ce ar crede cei din jur. Dacă simți nevoia să plângi, plângi. Chiar e sănătos să faci asta. Cu cât o faci mai curând, cu atât vei fi mai repede capabil să zâmbești din nou. Nu te mai focaliza pe ceea ce nu vrei să se întâmple, ci pe ceea ce îți dorești să se întâmple. Deja gândirea pozitivă e pe toate gardurile și probabil te-ai săturat să mai auzi asta, dar se pare că cel puțin 2-3 gânduri se materializează pe zi la o persoană. Așadar, asigură-te că în cazul tău vor fi cele potrivite. Chiar dacă îți apare un gând negativ în minte, înlocuiește-l rapid cu unul pozitiv. Cu puțină practică vei reuși să faci asta tot mai des. Esența perfecționismului este inabilitatea de a fi mulțumit cu ceva până când nu este perfect. Perfect pentru tine, ca pentru cineva din exterior este posibil să fie perfect deja. Perfecționismul este o iluzie. Nu faci altceva decât să-ți trezească sentimentele de regret, lipsa de satisfacție, frustrări nefericite. Cam atât avem de astăzi, sper că v-a plăcut și nu uitați că viața e prea scurtă să faci ceea ce nu-ți place. Și cel mai important lucru este să descoperi ceva ce-ți place și să poți să-ți pui sufletul în acel lucru. Asta te va face cu siguranță fericit. Încercați să evitați lucrurile materiale și să vă puneți sufletul în ele pentru că acele lucruri sunt trecătoare și încercați să priviți viața dintr-o perspectivă mult mai largă. De asemenea, vreau să-mi spuneți în comentarii ce vă face pe voi fericiți. Și de asemenea, nu uitați să intrați în grupul nostru de Discord, vă las link în descriere, să descărcați browserul Brave pentru a susține acest canal de YouTube și de asemenea și un follow pe Instagram ar fi perfect. Noi zicem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.